Precipitațiile abundente din ultimile săptămâni au distrus munca agricultorilor. Se întâmplă, de exemplu, la Turcinești, acolo unde localnicii s-au plâns pentru că recolta de cireșe este cu mult mai săracă decât anul trecut. Ei au spus că dacă în trecut vindeau în piețe sute de kilograme, acum din cauza ploilor cireșele s-au crăpat și nu mai pot fi vândute. Despre cireșe avem și noi informații și știm, pentru atâtea cantități de apă, vedeți cât aia, au crăpat... Nici producția, parcă, din ce am înțeles noi, nu este la nivelul anului trecut, dar vă dați seama, pentru cetățean că a investit, acum era să beneficieze de un aport financiar și dacă nu poți să valorifice, practic, dacă sunt crăpate, ce să... Pe piață nu poți să ieși, că populația nu le cumpără. Edilul comunei Vasile Gogâlniceanu a declarat că este cea mai slabă producție din ultimii 10 ani. Cea mai slabă producție din ultimii 10 ani, dacă nu cumva mai mult. Deci flori au fost, fructele au legat, dar din cauza ploilor producția prima și a doua serie proprii compromisă, poate a treia și a patra o să mai fie ceva. Dar și acolo sunt cam puține fructe, dacă ține vremea bună și nu mai apar ploi sau eu știu căldură prea mare, s-ar putea să fie ceva. Dar prima și a doua serie de cireșe sunt aproape compromise peste 80%. Când veți organiza sărbătoarea cireșului? Luna viitoare când se vor coace seria a doua, a treia. Sunt ceva, dar foarte rare, dar dacă eu știu dacă va fi vremea bună, s-ar putea să fie ceva. Dar oricum, cred că până după 10 iunie. Aceea soartă o vor avea merele și perele.